ce mă surprinde este că până în acest moment n-am primit așternuturi. Ori dacă sunt perdeluțele astea, e bine, poate reușesc să adorm. În schimb, am trecut la pijamale. O să ne trezească, probabil, poliția de frontieră. E plăcută atmosfera aici, deși e un pic cam vechiuț vagonul ăsta de dormit. Este apă fierbinte. Închidi ușa că mă rășești. Întotdeauna m-am întrebat de ce întotdeauna pe peronul Mării de Nord în București este beznă. E atât de complicat să cumpărăm niște becuri pe bune. Salutare din trenul spre Chișinău. Deocamdată sunt în gara de nord, încă n-am plecat. Trenul Prietenia e cam beznă pe aici, în compartimentul ăla, în pâchioară de bea se vede. Sper să nu fie așa tot drumul. Pe hol văd că e destul de multă lumină, ornat în stil rusesc. Uite, aici se vede mai bine. Păcat că la mine în compartiment nu e lumină. Hai că am rezolvat și cu lumina la mine în compartiment. Sunt practic două canapele. Hello. Aici e o canapea, da? Și aici încă una destul de ghesuită, așa. Dar cu oglinzile astea aici îți dă un pic mai multă senzație de spațiu. Că și aici este o oglindă și în partea asta este o oglindă. Sus acolo e un compartiment de stocat bagajele, probabil. Și aici sus îți poți pune diverse chestii. Avem aici priză și aici priză. Așa. Eu deocamdată mi-a lăsat bagajul aici, dar din câte mi-aduc eu aminte de la trenurile astea este... Da, asta se ridică. Voilà. Și aici de sus poți să spui bagajul. Ceea ce probabil că o să fac și un pic mai târziu. Aici mi-am luat niște provizii, niște mâncare, niște apă, ceva berică și aștept să se pună în mișcare trenul ăsta. Hai să vedem cum o să fie. Sunt în tren, am plecat la timp din gara de nord. E plăcută atmosfera aici, deși e un pic cam vechiuț vagonul ăsta de dormit. Sper să reușesc să țipesc. Zgomotul de fond e ceea ce te ține de la dormit într-un tren de ăsta pe timpul nopții. Mai ales opririle în stații, când scârție roțile, când... Da. Ce e bine e că avem niște draperii aici. Și credeți-mă că atunci când începe trenul să ajungă într-o gară mega luminată, dacă nu-ți perdele și-ți bagă lumina aia de pe peron direct în vagon, te trezești. Ori dacă sunt perdeluțele astea, e bine, poate reușesc să adorm. Am reușit să mănânc ceva, că mi-era foame și acum mi-am desfăcut o sticluță de coniac. Surprinde este că până în acest moment n-am primit așternuturi. Adică, ce facem? Dormim pe chestia asta și o să... Bine, trenul a plecat de jumătate de oră, poate. O să apară nenea ăsta cu așternuturi. Deschis un pic geamul, pentru că e foarte cald. Slavă Domnului, se deschide geamul, ceea ce e senzațional. Am instalat aici confortabil, mi-am pus laptopul, am conectat la internet și aștept să treacă timpul și să ajung în Chișinău. Am primit și așternuturi. Eu încă mai stau aici în timp, pentru că îmi vine să mă culc prea devreme deocamdată. În schimb,
putea ieși zgomotul de fond aici, pentru că stau cu geamul deschis. Am ajuns în Buzău, avem deja vreo 4 minute întârziere. Dar atmosfera e foarte ok. Eu stau cu geamul deschis. Îmi place teribil atmosfera de aici. Deocamdată lucrez, sunt pe laptop, da, voilà. Editam un video. Și urmă, în jur de 11:30, așa, cred că mă bag la somn. O să ne trezească probabil poliția de frontieră, la un moment dat. Și cu siguranță vreau eu să mă trezesc să văd locul în care se schimbă boghiurile. Pentru că, după cum știți, ecartamentul căilor ferate românești este diferit de ecartamentul căilor ferate din Republica Moldova și am înțeles că undeva la Ungheni urmează să fie ridicate vagoanele sus, schimbate boghiurile pentru a se potrivi cu ecartamentul din Republica Moldova. Va trece un tren pe lângă mine pe aici și se aude infernal. Sper că m-ați auzit. Liniște și pace, am ajuns în Râmnicu Sărat, probabil. Îmi place foarte mult în trenul ăsta. Pe lângă zgomotul de fond firesc dintr-un tren, totuși e destul de plăcut, așa. E o atmosferă așa plăcută, nu știu, îți dă sentimentul că ești acasă. Sunt niște decoruri de-astea destul de... Na, nu-s pe gustul meu. E un vagon vechi ăsta și cu decoruri de-astea demodate, ca să spun așa, dar are un farmec aparte. Bine, pentru mine toate trenurile au un farmec aparte. Gata, am pornit. Ne îndreptăm spre următoarea localitate. Hai să vedem care e asta. Focșani. Am ajuns în Focșani. Avem o întârziere de 4 minute, ceea ce nu e rău. Îmi pare rău că n-am fost să filmez și să vedeți și toaleta, dar o să mă duc data viitoare când mă duc la toaletă, o să iau și camera. Acum a fost așa un pic, m-am grăbit ducându-mă acolo, dintr-un motiv simplu. Am consumat niște berici din astea. Am ajuns la Mărășești. Închidi ușa că Mărășești. Așa cum v-am promis, hai să vă arăt și toaleta. Merg acum. Asta e culorul. Am intrat deja în Republica Moldova. Acum suntem în stație la Ungheni, unde se schimbă boghiurile. S-a făcut și dimineață și ne apropiem cu pași repezi de Chișinău. Avem foarte, foarte puțin. Am strâns deja lucrurile aici în cabină, pregătim bagajele și așteptăm sosirea. Ăsta e trenul cu care am ajuns în Chișinău.
foarte drăguță gara din Chișinău. Primul impact cu gara din Chișinău e destul de plăcut, curat, în primul rând, și îmi place arhitectura gării. Stând aici pe peronul gării, am observat trenul ăsta Iași-Socola și nu alt tren care vine din România. Pur și simplu nu-mi vine să ies încă din gară, pentru că trebuie să mă gândesc exact ce am de făcut încotro. O iau, sunt pe telefon cu cel de la care am închiriat apartamentul. Iată, m-am ajuns și în Chișinău. Aici în dreapta mea este Inspectoratul General al Poliției din de lângă gară. Gara e undeva în spatele meu. Am trecut de ea. Am trecut printr-o zonă foarte aglomerată. Acolo era un târg de ăsta de vechituri. Toată lumea vindea tot felul de drăcovenii pe acolo, dar era de aglomerat că n-am apucat să scot camera acolo. Și aici, în dreapta, e gara, mă rog, liniile ferate care intră în gara centrală. Și acum mă plimb pe un bulevard ăsta aproape gol la ora asta. Bine, și duminică dimineața, deci probabil traficul e mult mai intens în timpul săptămânii, nu duminică. Îmi e un pic cam frig, ce-i drept. Trebuia să fi scos geaca, nu știu ce a fost în capul meu, care e în troller și destul de complicat de ajuns la ea acum, așa că o să măresc un pic pasul, sperând că dacă merg mai repede, poate mă încălzesc mai repede.